Rugăm pe doamna Teodora Stanciu să dea ascultare. Mai întâi să păstrăm proporțiile, cum spun francezii, toute proportions gardées, între cei care vă prezint aici această însemnată carte și eu, fost modestă studentă a doamnei academician Zoe Dumitrescu Bușulenga, Maica Benedicta. Mai întâi să fim conștienți că în fața noastră sunt personalități recunoscute ale vieții religioase și culturale românești. Înalpreasfințitul Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, părintele arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii Putna, domnul profesor Dumitru Irimia, pe care l-ați ascultat, domnul ambasador Dan Hăulică, spiritul cel mai cuprinzător, spun eu, și mai decantat din cultura română de astăzi, și iată, ni s-a alăturat domnul Paul Iruc, fost student al domnului profesor Dumitru Irimia. Dar alături de dumneavoastră sunt părinții de la Putna care au ostenit în mod special pentru acest volum despre care aflați că s-a tipărit cu câteva zile înainte de această întâlnire. Ceea ce vreau să subliniez este că aici, la Putna, se coagulează puțin câte puțin un centru foarte puternic de spiritualitate românească. Înalpreasfințitul Pimen a adâncit această idee, amintind spiritele mari, tutelare ale acestui centru. Ștefan cel Mare, Eminescu, doamna academician Zoe Dumitrescu Bușulenga, Maica Benedicta. Și, deasupra tuturor, raza lui Dumnezeu. Evenimentele legate de ziua nașterii lui Eminescu, ziua venirii pe lume a marelui poet, au început anul acesta în București, în 13 ianuarie, la Institutul de Istorie și Teorie Literară și apoi la Muzeul Național al Literaturii Române, printr-o dezbatere foarte interesantă despre o lucrare absolut necesară în studiile, în cercetările de eminescologie. Este vorba despre limbajul poetic eminescian, dicționarul limbajului poetic eminescian, cu două componente, una a concordanțelor poeziei eminesciene. Au apărut 6 volume în sensul acesta, îngrijite, coordonate de domnul profesor Dumitru Irimia, 2 privind antumele, 4 privind postumele eminesciene. A doua componentă a acestei extrem de însemnate lucrări o constituie semnele și simbolurile poetice eminesciene. Este o lucrare în curs de elaborare, au apărut până acum 2 volume și probabil vor continua să apară în anii următori prin o sârdie a colectivului de la Iași condus de domnul profesor Dumitru Irimia. Sunt lucrări în premieră la noi, nu avem. Domnul Dumitru Irimia ne spunea la București, toate marile culturi, marile literaturi au asemenea dicționare de concordanțe și dicționare de semne și simboluri poetice. Iată acum la Putna un prim volum dintr-o serie de 5 pe care Fundația Maica Benedicta le pregătește în anul acesta, 2009, în care de la plecarea în veșnicie a lui Eminescu se împlinesc 120 de ani. Acest prim volum, Eminescu Viața, este extrem de important pentru noi toți, pentru cei care îl îndrăgim pe Eminescu și, desigur, pentru opera Maicii Benedicta. Spun lucrul acesta pentru că, din tot ce am citit eu, cu modestie până acum, din lucrările de eminescologie, nici una nu se conturează mai atașant ca aceea a doamnei Bușulenga atunci când se referă la adâncimile, la profunzimile poeziei eminesciene. Și nici una nu trimite la
această viață foarte, foarte chinuită a lui Eminescu. Pentru că, dacă vă amintiți, Nichita Stănescu spunea următorul lucru. Toți poeții sau toți creatorii ar vrea să scrie ca Eminescu, dar niciunul n-ar vrea să-i trăiască viața. E, o viață ca aceasta a fost înțeleasă într-adevăr în verticala ei, pe verticala ei de academician Zoe Dumitrescu, Maica Benedicta. Ea a înțeles suferința, a consunat, cum se spune, cu sufletul lui, acel psihe divizat de care spunea Maica Benedicta. Și a înțeles apoi revenirea la unitate prin această conștientizare a razei divine și a rugăciunii spre care a revenit, deci, Mihai Eminescu. Nu vă spun decât că trebuie să parcurgeți această carte, să faceți rost de ea, cum se spune, și să o citiți pe îndelete acasă. Cred că vă veți atașa deopotrivă de Eminescu și de Maica Benedicta. Și de asemenea, de fiecare dată în 15 ianuarie, să nu uitați ceea ce n-am uitat nici eu, permiteți-mi să spun, ceea ce Maica Benedicta voia de fiecare dată să ne amintim în 15 ianuarie. Să punem o lumânare și pentru Eminescu. Mulțumesc!